Suedia acuză Rusia că dezinformează lumea cu privire la poziția ei față de arderile publice ale Coranului. Guvernul de la Stockholm susține posturile de televiziune, susține că posturile de televiziune rusești fac propagandă în arabă cu scopul de a inflama spiritele în țările musulmane împotriva Suediei. Guvernul Suediei acuză Rusia că încearcă să se folosească de arderile Coranului pentru a-i perturba procesul de aderare la NATO și că face acest lucru prin dezinformări scrise în arabă. Repetă narrativa potrivit căreia Suedia sprijină arderea Coranului și că Suedia este o țară islamofobă și ostilă islamului. Nu suntem foarte surprinși de faptul că Rusia folosește narrative care fac Suedia să arate rău și îi îngreunează aderarea la NATO. Russia Today și Sputnik, acele canale, au avut mai multe postări cu narrativele din iunie și iulie în arabă. Deci, evident, vor să se facă auziți în rândul oamenilor vorbitori de arabă. Totul este aprobat de Kremlin, deci vine de la guvernul Rusiei precizat Michael Östlund, purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Apărării Suedez. Autoritățile suedeze ar fi identificat aproximativ un milion de postări, toate scrise în arabă, care conțineau informații false. Cu toate acestea, chiar autoritățile suedeze au fost cele care le-au permis lui Saluan Momica și Saluan Nagem să ardă un Coran în afara Parlamentului. Cu doar câteva săptămâni anterior acelui incident, o instanță judecătorească suedeză a fost cea care a aprobat o ardere publică a Coranului sub justificarea exercitării dreptului la liberă exprimare. Suedia a fost aspru criticată, inclusiv de unii dintre aliații săi, precum Statele Unite. Cele mai dure critici au venit însă din partea țărilor musulmane, în frunte cu Irak și Turcia. În cele din urmă, Turcia și-a dat acordul cu privire la aderarea Suediei la NATO. Suedia nu este însă singurul stat nordic care permite Arderea Coranului în numele libertății de exprimare. Săptămâna trecută, mai mulți polițiști danezi au trântit la pământ o femeie care încerca să prevină arderea unui Coran. Ulterior, tot polițiștii danezi au fost și cei care au dat înapoi Coranul celor care voiau să-l ardă. În urma numeroaselor critici internaționale, atât Suedia cât și Danemarca au anunțat că iau în calcul interzicerea arderilor Coranului în spații publice.